Legendarul actor de la Hollywood, Gene Hackman, în vârstă de 94 de ani, a fost văzut acum câteva zile la o cină în orașul Santa Fe alături de soția sa. Ultima lor apariție publică a fost în 2003 pe covorul roșu de la Globurile de Aur. Cuplul a luat masa la un restaurant din Santa Fe, unde actorul locuiește din anii 1980. Heckman, care a împlinit 94 de ani în ianuarie, a fost văzut luând o cafea și o plăcintă cu mere de la un magazin local. El a mers la plimbare îmbrăcat cu pantalon de drumeție, o cămașă în carouri, vestă gri, o șapcă și ochelari de soare. Deși actorul din French Connection sau Unforgiven e căsătorit cu pianista Betsy Aracava, în vârstă de 62 de ani, din anul 1991, cei doi sunt rar văzuți împreună în public. Perechea a fost fotografiată ultima dată acum 21 de ani într-un în cadru cu mult mai mult farmec pe covorul roșu al premiilor Globurilor de Aur din 2003. La acea ceremonie din Los Angeles, Hackman a primit premiul Cecil B. de pentru contribuții remarcabile la lumea divertismentului, care a fost oferit de Michael Caine și regretatul actor de comedie Robin Williams. De la retragerea sa, după filmul Welcome to Mooseport din 2004, aparițiile lui au fost extrem de rare. Actorul locuiește cu cea de-a doua soție la ferma lor din apropiere unde scrie și pictează. Hackman s-a bucurat de o carieră de patru decenii la Hollywood, jucând într-o gamă variată de filme populare precum Who's Years, The Poseidon Adventure, The Royal Tenenbaums, The Birdcage și în seria Superman ca Alex Luther.